Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! A fost făcut încă un pas pentru Green Line Valea Jiului. Cei care vor să scape de deșeurile electrice și electrocasnice o pot face în acest weekend la Petroșani, iar parcarea va fi interzisă pe Bulevardul Tudor Vladimirescu din Lupeni. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. O nouă întâlnire pentru proiectul Linia Verde de autobuze pentru Valea Jiului a avut loc la Vulcan. Reprezentanții celor 7 instituții implicate în acest proiect au purtat discuții pe marginea proiectului tehnic propus de proiectant. La întâlnire, cei prezenți au avut câteva observații de adăugat, iar proiectantul va trebui să țină cont de acestea, astfel încât proiectul tehnic să fie modificat corespunzător. Ulterior, acesta va fi trimis finanțatorului. M-am întâlnit cu primarii din administrațiilor din Valea Jiului, cu oameni desemnați de cadrul primăriilor, pentru a discuta proiectul tehnic la acest proiect mare. Au fost foarte multe obiecții la proiectul tehnic pe care proiectantul l-a prezentat. Am trimis hârtii scrise, obiecțiile scrise către proiectant. Așteptăm ca ele să fie puse în proiectul tehnic, să țină seama de obiecțiile pe care noi le-am făcut, iar după aceea trebuie recepționat proiectul și scoasă la licitație lucrarea plus mașinile electrice. În urmă cu câțiva ani, cele 6 unități administrativ-teritoriale din Valea Jiului, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, s-au aliat pentru a accesa fonduri europene nerambursabile în vederea implementării proiectului de modernizare a transportului local și interurban în Valea Jiului. Contractul de finanțare a fost semnat prin ADR Vest, iar valoarea totală a proiectului Green Line Valea Jiului, componenta 1 și 2, este de aproximativ 95 de milioane de lei. Cei care vor să scape de deșeurile electrice și electrocasnice au la dispoziție 2 zile pentru a le duce la punctul de colectare din Petroșani. Primăria municipiului Petroșani, împreună cu firmele colaboratoare, demarează periodic campanii de colectare gratuită a acestor dispozitive. Primăria municipiului Petroșani are încheiate parteneriate cu 2 entități de profil. Este vorba de societăți care colectează deșeuri electrice și electronice. Scopul primăriei Petroșani este acela ca acest tip de deșeuri să nu ajungă la punctele de colectare ale deșeurilor menajere și din acest motiv administrația publică locală acordă întregul sprijin și întregul suport acestor societăți de profil. Astfel de campanii se organizează de 2 ori pe an, de regulă primăvara și toamna. Sunt câte 2 primăvara și 2 toamna, câte una cu fiecare entitate în parte. Campania noastră de colectare de deșeuri electrice se desfășoară astăzi și mâine în municipiul Petroșani. Oamenii pot veni la punctul de colectare care se află în parcarea Casei de Cultură, vis-a-vis de primărie. Pot aduce deșeurile mici, să le numim așa, de la televizoare, aspiratoare. În primul rând, oamenii trebuie să știe că pot aduce orice se bagă în priză sau funcționează pe baterii, pentru că deșeurile astea electrice lumea nu le știe defini foarte bine. Iar pentru echipamentele voluminoase, dar nu numai, dacă sunt persoane care se deplasează greu de la domiciliu, putem merge și facem o preluare gratuită. Ba mai mult decât atât, oamenii pot primi niște tichete. Sunt tichete valorice, tichete cadou, care pot fi folosite oriunde la magazin în funcție de deșeurile pe care aceștia le predau. Încercăm să încurajăm și să nu îi lăsăm să arunce împreună cu deșeurile menajere aceste tipuri de deșeuri care sunt toxice, care nu sunt deloc benefice pentru noi, în primul rând, ca să nu mai discutăm de mediu și de viitorul copiilor noștri. Pentru programarea preluării gratuite a deșeurilor puteți apela numărul de telefon 0756 026 916 sau online pe adresa www.e.deșeu.ro. Pe strada principală din municipiul Lupeni nu vor mai fi mașini parcate. În unele zone de pe bulevard au fost montate marcaje rutiere care interzic staționarea sau parcarea. Această decizie a adus nemulțumiri în rândul cetățenilor, însă municipalitatea face promisiuni că va găsi soluții alternative pentru șoferi. Este o decizie care a fost luată de către Consiliul Local încă de acum un an și jumătate.
Noi încercăm în această perioadă de timp treptat să reușim să realizăm acest lucru. Suntem obligați să-l realizăm, fiindcă avem două proiecte mari care au fost câștigate pe fonduri europene, și anume linia verde, care ne obligă să avem o bandă dedicată pentru ceea ce înseamnă transportul în comun, și acest bulevard pe care noi l-am făcut de la Tesma și până lângă primărie aici cu sensul giratoriu, care a fost tot pe fonduri europene, a fost o asumare a proiectului că vom avea piste dedicate pentru transport local, pentru ceea ce înseamnă biciclete, pentru ceea ce înseamnă această viață, zicem noi, normală, cum există în alte țări. Ne dorim să fim și noi ca și acolo, ne dorim să putem să măturăm mult mai ușor, de exemplu, străzile. Cu această bandă dedicată se poate curăța mult mai bine orașul. Ne dorim să ca dezăpezirea să fie făcută mai bine. Se poate realiza doar cu cele două benzi libere și, într-adevăr, am reușit să facem foarte multe parcări, atât în stânga și în dreapta, și pregătim încă o licitație de aproximativ 25.000 de metri pătrați de asfalt, care va reprezenta undeva la câteva mii, poate, de parcări. Știm fiecare caz de... știm că oamenii mai sunt nemulțumiți, dar vom găsi acolo unde există aceste probleme, vom găsi cu siguranță o soluție pentru a mulțumi zona unde nu se mai poate parca astăzi. Dar avem foarte multe garaje care trebuie să fie ocupate de mașini, dacă tot le avem, nu ține mașina și afară și garajul este gol, deci trebuie puțin organizarea să fie schimbată, și municipiul Lupeni momentan are suficiente locuri încât să nu creăm un disconfort atât de mare în rândul cetățenilor. Și dacă vor exista probleme deosebite în anumite zone, o să găsim cu siguranță o modalitate pentru a-i mulțumi. Pentru decongestionarea traficului de pe artera principală, administrația publică locală de la Lupeni a amenajat în ultimii ani sute de locuri de parcare pe raza întregului municipiu. Miruna Mălăuță, sportivă CSM Jiul Petroșani, a reprezentat România la campionatul de karate din Finlanda, unde a obținut locul 5. Aceasta a reușit în cei 3 ani de tineret să obțină locuri fruntașe la campionatele europene. S-a desfășurat în Finlanda, mai exact în Tampere. Este un campionat european pentru cadeți junior și tineret, adică de la 14 ani până la 20, sub 21. Este o competiție foarte importantă pentru că vine spuma karateului european, adică din fiecare țară are drept să participe un singur concurent pe fiecare categorie, adică doar campionul național de la fiecare categorie, și atunci nivelul este unul foarte, foarte ridicat. Din fericire, România a avut o evoluție bună, adică suntem în creștere, de câțiva ani de zile se vede un progres total, ceea ce ne bucură și ceea ce ne dă speranțe pentru viitor. Cât despre evoluția Mirunei, antrenorii de la CSM Jiul Petroșani spun că aceasta este într-o continuă creștere. Miruna a avut o evoluție foarte bună. Ca să vă fac așa un pic de prezentare a evoluției ei la toate campionatele europene, la tineret, ea este acum la tineret, la vârsta U21, cum se zice la noi, în campionatul din Aalborg, din Danemarca, în 2019 a luat tot locul 5, după care a urmat cel din Budapesta, a luat locul 7, iar acum din nou locul 5. Suntem cumva tot în spatele medaliei, ceea ce e un pic frustrant, dar în același timp ne bucură pentru că suntem acolo, adică suntem în prima parte a clasamentului, este ceva să fii pe locul 5 din 40 de țări, mai ales, după cum spuneam, 40 de țări, fiecare vine cu campionul. Nu sunt sportivi de nivel mediu, sunt doar sportivi de top. Suntem pe locul 5 după o luptă destul de grea. A avut meciuri foarte, foarte bune cu adversare foarte complicate. De exemplu, în turul 2 a luptat cu campioana europeană, a învins-o cu 4-3. Ceea ce este foarte bine. Deci, pe ansamblu, aș zice că sunt mulțumită de evoluția Mirunei. Sunt câteva chestiuni pe care va trebui să le mai corectăm. Un aspect care, să zicem, ne-ar ajuta este mai multă experiență la nivelul acesta, ceea ce implică cheltuieli foarte mari, și aici ne cam împotmolim. Sportiva de la secția de arte marțiale a CSM Jiul Petroșani spune că fiecare experiență de acest nivel o ajută în evoluția ei. La acest campionat am acumulat o experiență foarte frumoasă și foarte puternică, să spun. Am avut meciuri cu adversare
care sunt campioanele naționale din fiecare țară, respectiv Spania, Ungaria, Franța, Italia, care în acest sport, aceste țări au un nivel foarte ridicat în karate și campioni mondiali și europeni, ceea ce România încă nu are, doar la juniori și cadeți. Miruna a câștigat meciul contra Spaniei și Ungariei, însă cea mai dificilă adversară s-a dovedit a fi cea din Franța. Cea mai grea luptă a fost cu adversarea din Franța, pentru că a fost un meci foarte strâns și nivelul nostru a fost unul ușor similar. Am avut o scăpare și m-au copleșit și toate trăirile din meci. Meciul cu Franța a fost cel din semifinală, care mă ducea direct în finală, respectiv pentru medalia de aur sau argint. S-a terminat la 6-4, ceea ce a fost un meci strâns, pot să spun. Miruna a fost la un pas să obțină medalia de bronz în finala cu Italia, însă este de părere că a pierdut din cauza unei erori de arbitraj. Meciul s-a încheiat 0-1. Mie personal mi-a lipsit probabil mai multă siguranță, dar pe de altă parte pot să spun că a fost o greșeală de arbitraj, pentru că ultima tehnică a adversarei din Italia, cu care am avut meciul de bronz, a fost total nepunctabilă. Am discutat acest aspect și cu alți antrenori din alte țări care mi-au zis același lucru, cu alți arbitri care au văzut meciul. N-am putut să facem nimic în legătură cu acest lucru. În perioada următoare, Miruna Mălăuță se pregătește pentru mai multe competiții internaționale de nivel înalt. Următoarea competiție este în Cairo, în Egipt. Pleacă chiar marțea următoare. După care urmează Moscova, după care urmează campionatul mondial din Dubai, campionatul mondial de seniori. Acolo, practic, este vârful, adică cea mai importantă competiție care o poate avea. Avem activitate destul de multă. Cam la 3 săptămâni este o competiție internațională de nivel foarte înalt. Miruna nu mai participă la competiții mici, nu mai participă la cupe mici, sunt doar competiții, ca să înțelegeți mai ușor, gen Champions League. Cam la asta participă ea și sunt mai multe etape, trebuie să participe undeva la 8 competiții de acest gen pe an ca să poată să acumuleze puncte, să rămână în vârful clasamentului și să poată să participe la campionate europene și mondiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!